Iubiți părinți, iubiți credincioși, astăzi am fost la Casa de Cultură la o evocare a timpului în care deținuții politici erau torturați și s-a ajuns la momentul în care a venit vestea eliberării deținuților din închisori. A fost un dialog frumos, sigur, într-o scenetă foarte reușită. Mereu trebuie să evocăm acest trecut al deținuților politici și aici cât de frumos este pus titlul Deținutul Profet. De fapt, acolo unde au stat în loc de căință și de suferință, deținuții politici, acolo a fost un loc de reculegere. Un loc în care proiecția gândului a fost în cea mai mare parte îndreptată spre Dumnezeu și nu spre toate cele care copleșesc viața aceasta, în care omul este mai mult legat de pământ, de toate cele trecătoare și mai puțin de cele veșnice și spirituale. Iată deținuții politici care au fost niște condamnați, niște oropsiți, mulți dintre ei uciși, alții care au rămas cu multe urmări grele în trupurile lor, unii și în sufletele lor. Ei totuși sunt niște comori ale noastre prin care noi sorbim înțelepciune din cuvintele, din ținuta și din modul exprimării lor. Despre aceasta este vorba și în cartea care se va prezenta. Aș vrea să evoc de câte ori am ocazia că deținuții politici sunt pentru noi niște oameni plini de lumină, plini de înțelepciune și cei mai mulți plini de dragoste. Pentru că acolo s-a înfruntat dragostea și ura. Ura celor ce i-au adus în acea ținută, în acel loc, și dragostea care a biruit, pentru că acolo deținuții l-au căutat pe Dumnezeu mai mult decât oriunde. Trebuie să spun că și în vremea noastră stau de vorbă cu deținuții și nu toți ajung acolo vinovați. Niciodată nu se cerne dreptatea prin oameni. Oamenii nu sunt capabili să împartă dreptatea într-un mod adevărat și obiectiv. Și iată, mulți dintre aceștia își găsesc ecoul căutărilor din viața aceasta, dar fiind cuprinși de grijile și de preocupările zilnice, nu mai ajung decât superficial să-L aibă pe Dumnezeu, mai mult cu mintea întreagăt și nu în profunzime. Am stat de vorbă cu oameni care au făcut rele. Erau indiferenți. Nu voiau să știe de spovedanie. Ajungând acolo, au găsit alți semeni ai lor care deja, negăsindu-L pe Dumnezeu în lume, L-au găsit acolo. Acum este voie să citești cărțile religioase, cărțile de rugăciuni și se convertesc unii pe alții. Mi-a fost dat să văd oameni cu care am stat de vorbă și care după un an de ședere în pușcărie s-au schimbat total. Chiar rudele lor se minunează și nu e o schimbare de moment, ci o schimbare care merge într-un continuu curcuș. Aceasta este
calea creștinului. Din orice suferință, din orice nedreptate, să-L afle mai intens pe Dumnezeu, mai adevărat, mai profund. Și iată, să se identifice cu idealul creștin. Că pentru noi aceste întâlniri nu au alt scop decât de a ne forma ca adevărați creștini. Noi trebuie să sorbim din cupa înțelepciunii. Și noi avem nevoie de modele. Acești oameni care au trecut prin suferință s-au modelat pe ei înșiși. S-au modelat după modelul sfinților și sunt ei înșiși niște oameni îmbunătățiți de care noi beneficiem și ne putem înfructa din zestrea și din ținuta lor morală. Așa a fost și de ținutul profet de care se scrie în cartea aceasta și pe care cei ce vor continua să vorbească îl vor evoca. Așa cum spunea un părinte foarte evlavios, profesor de morală, ne spunea să nu rămânem niciodată cu cugetarea în gol sau cu o cugetare numai la ceea ce este de clipă sau de timp limitat. Cugetarea noastră trebuie să fie îndreptată spre veșnicie și niciodată nu trebuie să fim despărțiți nici în cugetare, nici în vorbire, nici în lucrare de Dumnezeu. Dumnezeu trebuie să ne fie întotdeauna ținta vieții noastre, cum spune Sfântul Apostol Pavel, una fac alerg la țintă și ținta mea este Hristos. A trăi este Hristos și a muri este câștig. Aceste cuvinte le-au experimentat deținuții în închisorile comuniste, le experimentează și în vremea noastră unii deținuți și unii mulțumesc lui Dumnezeu că au ajuns în pușcărie chiar pe nedrept, că n-ar fi ajuns la acest mod de a viețui, de a gândi și de a redeveni ei înșiși purtători de Hristos. Să fim și noi următorii lui Hristos, să ne înfructăm din înțelepciunea seminilor noștri încercați prin suferință și să nu încetăm a urma idealul la care ne cheamă Hristos, de a ne lua crucea și a urma Lui, de a fi mereu gata în orice împrejurare să rămânem cu Hristos și să murim pentru Hristos. Așa să ne ajute Dumnezeu. Am obligație. I-am înregistrat.